În urmă cu 13 ani, toamna, umblam pe la ambasada Belgiei din București pentru formalitățile necesare plecării tale în Bruxelles. Ce era în sufletul meu, numai eu știam. Rațiunea îmi spunea însă, indiferent de ce simte inima mea, că trebuie să te încurajezi și să te ajut să reușești. Știam, nu ți-a fost ușor. Bănuiesc ce grele ți-au fost multele din clipele de singurătate. Din această vară te-ai întors acasă. Fii binevenit, fiule. Ești un bărbat în toată puterea. Ești omul care am vrut să ajungi. Sunt mândră de tine. Noi avem o relație foarte strânsă, dar de nu ne-am spus niciodată lucrurile astea, așa, și m-a atins foarte mult. M-am abținut să nu plâng. Da, foarte frumos. Mulțumesc din suflet pentru aceste vorbe.